please. Bună ziua, colegi, bună ziua, stimați participanți. Declar deschisă ședința Comisiei Electorale Centrale, convocată pentru astăzi, 23 octombrie, ora 16. Toți membrii sunt prezenți, dau citirii pentru procesul verbal, doamna Tatiana Barbăroș, domnul Mircea Catărău, doamna Rita Lefter-Simașco, doamna Dana Munteanu, domnul Pavel Postică, domnul Vadim Filipov, doamna Teodora Vangheli, domnul Vasile Postolache și subsemnata Caraman Angela. Ședința este deliberativă, putem începe lucrările acesteia. Pentru ordinea de zi avem propuse 8 chestiuni și rubrica diverse. Prima chestiune este cu privire la centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 20 octombrie. După aceasta urmează câteva proiecte de organizare a activității organelor electorale. Avem pe ordinea de zi propus subiectul vis-a-vis de o contestație, 2 proiecte de hotărâri privind confirmarea persoanelor responsabile de finanțe, deci legat de alegerile locale noi din 17 noiembrie, și o chestiune referitor la confirmarea reprezentantului unui partid politic, de asemenea legat de alegerile locale noi. Dacă la aceste proiecte avem propuneri de modificare sau de completare, rog să le înaintați. Nu sunt, supun votului ordinea de zi. Cine este pentru, rog să votați unanim. Ordinea de zi este aprobată și prima chestiune este cu privire la centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 20 octombrie 2024 și organizarea celui de-al doilea tur de scrutin. Colegi, în calitate de raportor, prezint proiectul de hotărâre. Așa cum stabilește codul electoral, în baza proceselor verbale și a rapoartelor birourilor electorale ale secțiilor de votare, privind rezultatele numărării voturilor, precum și procesele verbale privind centralizarea rezultatelor la nivel de circumscripții, prezentate de către Consiliile Electorale de Circumscripție, Comisia Electorală Centrală a centralizat rezultatele votării pe țară. În corespundere cu datele din procesul verbal final, niciunul dintre candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova nu a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la votare în primul tur de scrutin. Respectiv, în temeiul articolului 27, 32, 85, 143, 145, 146 din codul electoral, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Punctul 1. Se aprobă, conform anexei numărul 1, procesul verbal privind centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 20 octombrie curent și voi da citirii inițial anexei, deci procesul verbal privind centralizarea rezultatelor votării. Numărul de alegători înscriși în listele electorale de bază, 2.710.856. Numărul de alegători înscriși în listele electorale suplimentare, 312.650. Numărul de alegători care au primit buletine de vot, 1.564.758. Numărul de alegători care au participat la votare, 1.564.495. Diferența dintre numărul de buletine de vot primite de alegători și numărul alegătorilor care au participat la votare este de 263. Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile, 18.464. Și urmează numărul de voturi valabile exprimate pentru fiecare concurent electoral. Dăm citirii în ordinea în care concurenții au fost înscriși în buletinul de vot.
Stoianoglu Alexandru, Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 401.215 voturi valabile exprimate. Sandu Maia, Partidul Politic Partidul Acțiunii și Solidaritate, 656.852 voturi. Usatăi Renato, Partidul Politic Partidul Nostru, 213.169. Tarle Vasile, Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei, 49.316. Vlah Irina, candidat independent, 83.193. Chicu Ion, Partidul Politic Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, 31.797. Năstase Andrei, candidat independent, 9.946. Țicu Octavian, Blocul Electoral Împreună, 14.326. Furtună Victoria, candidat independent, 68.778. Ulianovski Tudor, candidat independent, 7.995. Morar Natalia, candidat independent, 9.444. Astfel, numărul total de voturi valabile exprimate, 1.546.031 de voturi. Și urmează semnăturile membrilor Comisiei Electorale Centrale. Punctul 2. Se organizează, în data de 3 noiembrie 2024, turul 2 al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, pentru primii doi candidați stabiliți în ordinea descreșterii numărului de voturi obținute în primul tur. În buletinul de vot, pentru turul 2 de scrutin, vor fi înscriși doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin, după cum urmează. Sandu Maia, desemnată de Partidul Politic Partidul Acțiunii și Solidaritate, care a obținut 656.852 de voturi. Stoianoglu Alexandru, desemnat de Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care a obținut 401.215 voturi. Punctul 4. Se aprobă textul și modelul buletinului de vot pentru turul al doilea de scrutin din 3 noiembrie 2024, conform anexei numărul 2. În anexa numărul 2, colegi, avem modelul buletinului de vot cu însemnul turul 2, 3 noiembrie 2024 și cei doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur de scrutin. Buletinul de vot va conține două patrulatere, având lungimea de 120 mm și lățimea de 140 mm. Punctul 5. Buletinele de vot tipărite pentru turul al doilea de scrutin din 3 noiembrie vor conține elementele prevăzute în hotărârea Comisiei Electorale Centrale 2950 din 25 septembrie cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile președintelui Republicii Moldova din 20 octombrie 2024, aplicate în modul corespunzător. Punctul 6. Buletinele de vot pentru cel de-al doilea tur de scrutin se vor tipări conform tirajului stabilit prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale 2999 din 2 octombrie, cu privire la stabilirea tirajului buletinilor de vot pentru secțiile de votare din străinătate, pentru referendumul republican constituțional și alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 20 octombrie 2024, deci este titlul hotărârii, și numărul 3005 din 3 octombrie 2024, inclusiv ținând cont de prevederile hotărârii Comisiei Electorale Centrale, numărul 3022 din 7 octombrie 2024, cu privire la hotărârea numărul 17 din 3 octombrie a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale pentru secțiile de votare constituite în străinătate. Și punctul 7, prezenta hotărârii intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău. Colegi, am încheiat
raportul, rog susținerea proiectului, dar dacă sunt întrebări sau propuneri, vă rog să le înaintați. Întrebări, colegi? Propuneri? Nu avem. Supunem votului proiectul prezentat. Referitor la traducere, deci noi am stabilit tirajul pe fiecare circumscripție, câte buletine de vot în fiecare limbă și ne conducem de același număr și de același număr de buletine traduse în celelalte 5 limbi. Deci rămâne similar. Dacă nu sunt alte întrebări, colegi, procedura de vot. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Urmează 3 proiecte care țin de organizarea organelor electorale în legătură cu stabilirea turului 2 de scrutin și în calitate de raportor prezint următorul proiect de hotărâre. Cu privire la prelungirea termenului de grevării și al convocării unor membri ai Consiliilor Electorale de Circumscripție de nivelul al doilea, pentru asigurarea efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Pentru asigurarea efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, stabilit pentru data de 3 noiembrie și în temeiul articolelor 27, 32, 37, 45 și 146 din codul electoral, prezint următorul proiect de dispozitiv. Punctul 1. Se prelungește termenul de grevării și al convocării unor membri ai Consiliilor Electorale de Circumscripții de nivelul al doilea până la data de 5 noiembrie curent. Inclusiv. Și în anexă avem pentru fiecare circumscripție din cele 37 avem numele, prenumele membrilor degrevați sau convocați și funcția acestora în cadrul Consiliului. Punctul 2. În scopul asigurării efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 3 noiembrie curent, Consiliile Electorale de Circumscripții de nivelul al doilea vor prelungi degrevarea sau convocarea persoanelor din componența birourilor electorale ale secțiilor de votare până la data de 4 noiembrie inclusiv. Și punctul 3, prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău. Am încheiat raportul, colegi. Dacă sunt întrebări vis-a-vis de cele propuse, rog să le înaintați. Da, mulțumesc, colegi, de aceste precizări. Deci, da. Deci precizările au fost vis-a-vis de termenul propus pentru degrevare, ne încadrăm exact așa cum prevede codul, 18 ore pentru birourile electorale, 48 de ore pentru consilii ca să aducă materialele și ținând cont de faptul că pentru turul 2 avem un singur buletin, numărul de candidați 2, deci se reușește în acest termen, respectiv rămâne propunerea vis-a-vis de 5 noiembrie. Dacă nu sunt și alte precizări, colegi?
Supun votului proiectul prezentat. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Următorul proiect, cu privire la modificarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale. Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 23 octombrie, pentru data de 3 noiembrie a fost stabilit turul 2 al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. În scopul organizării și desfășurării turului 2 al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Punctul 1. La punctul 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale 2810 cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor Consiliilor Electorale de Circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie, textul 22 octombrie se înlocuiește cu textul 5 noiembrie. Punctul 2 prezentă hotărârea, intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău. Am încheiat raportul. Colegi, propunerea este ca să modificăm titlul hotărârii, deoarece vorbim doar de o singură hotărâre. Tehnica legislativă spune că chiar trebuie să dăm în titlu ce hotărâre anume modificăm. Dacă ar fi fost vorba de mai multe hotărâri, atunci se practică acest titlu. Respectiv, accept propunerea și va fi cu privire la modificarea hotărârii numărul 2810 din 2024. Alte propuneri, colegi? Dacă nu sunt alte propuneri, supun votului proiectul prezentat cu acea precizare vis-a-vis de titlu. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Mulțumesc. Și următorul proiect cu privire la extinderea perioadei de activitate a unor birouri electorale ale secțiilor de votare, raportor Dana Munteanu. Stimați colegi, vă propun spre examinare proiectul de hotărâre cu denumire anunțată mai devreme de doamna președintă. Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 23 octombrie 2024, pentru data de 3 noiembrie 2024, a fost stabilit turul 2 al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. În scopul anterior, Comisia a stabilit alegeri locale noi în unele localități pentru data de 17 noiembrie 2024. Anterior, pentru referendumul republican constituțional și alegerile pentru funcția de președinte a Republicii Moldova din 20 octombrie 2024, Consiliile Electorale de Circumscripție Raionale, abreviat CCR, au constituit în localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi birouri electorale după cum urmează. Consiliul Cantemir numărul 8, prin hotărârile numărul 4/3 și 4/4 din 23 septembrie 2024, a constituit birourile electorale ale secțiilor de votare numărul 8/3 și 8/4 în Comuna Antoneș, Raionul Cantemir. Consiliul Electoral Căușei numărul 10, prin hotărârile numărul 8/14 din 24 septembrie 2024 a constituit în orașul Căușeni 7 birouri electorale ale secțiilor de votare cu numerele 10/1-10/7. Consiliul Electoral Florești numărul 18 prin hotărârile numărul 43 și 44 din 23 septembrie 2024 a constituit în Comuna Iliciov, care nu Florești, birourile electorale ale secțiilor de votare cu numerele 18/36 și 18/37. În conformitate cu punctul 13 din programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare
și desfășurare a alegerilor locale noi din 17 noiembrie 2024, aprobat prin hotărâre Comisiei Electorale Centrale numărul 2859 din 12 septembrie 2024, birourile electorale ale secțiilor de votare se constituie până la data de 23 octombrie inclusiv. Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Comunale Antoniești numărul 8/2 Raionul Cantemir, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10/1 din Raionul Căușeni și Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Comunale Iliciovca numărul 18/19 din Raionul Florești, au informat Comisia despre insuficiența candidaturilor necesare pentru constituirea birourilor electorale cu o componență nouă în circumscripțiile în cauză. Prin urmare, având în vedere această informație și faptul că procedurile de organizare a turului 2 al alegerilor din 3 noiembrie 2024 și alegerilor locale noi din 17 noiembrie 2024 se suprapun, Comisia consideră necesar să delege atribuțiile de organizare și desfășurarea a alegerilor locale noi către birourile electorale ale secțiilor de votare deja constituite în circumscripțiile electorale enumerate supra. Pentru motivele arătate și în temeiul articolelor 27 litera E, 32, 38 alinea 2 din Codul Electoral, articolul 188 cu indicele 1 din Codul Muncii, precum și în conformitate cu punctul 13 din programul calendaristic aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 2859, din 12 septembrie 2024, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Punctul 1. Birourile electorale ale secțiilor de votare numărul 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 18/36 și 18/37 vor realiza acțiunile aferente organizării și desfășurării alegerilor locale noi din 17 noiembrie 2024, începând cu data de 23 octombrie 2024. Punctul 2. Se extinde perioada de activitate a birourilor electorale ale secțiilor de votare enumerate la punctul 1 până la data confirmării rezultatelor alegerilor locale noi din 17 noiembrie 2024 și validării mandatelor de primar în circumscripțiile electorale respective. Punctul 3. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, Consiliul Electoral de Circumscripție de nivelul 1, până la data de 5 noiembrie 2024, va adopta hotărârea privind decrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea unui membru din componența acestora. Punctul 4. Se obligă angajatorul să asigure participarea membrilor nedegrevați ai biroului electoral la instruirile organizate de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral și la ședințele biroului electoral respectiv, precum și să ofere o zi liberă imediat următoare zilei alegerilor. Punctul 5. Se atenționează membrii birourilor electorale asupra obligației de a respecta restricțiile și incompatibilitățile prevăzute la articolul 42 din Codul Electoral numărul 325 din 2022. Și punctul 6. Prezentă hotărârea intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 3 zile fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău. Raport încheiat, rog susținerea proiectului. Mulțumim, doamna Munteanu. Colegi, dacă avem întrebări sau propuneri la proiectul dat citirii. Nu avem. Supunem votului proiectul. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Următorul proiect de hotărâre cu privire la contestația numărul CEC 10 alegeri locale noi din 19 octombrie a domnului Grigore Ripeșciuc, raportoare Rita Lefter Simașco, și pentru procesul verbal este conectat la ședință online domnul Grigore Ripeșciuc. Domnule Ripeșciuc, dacă ne auziți, vă rog să... Da, mulțumim. Deci, bună ziua. Deci, vom oferi cuvântul dacă vor fi întrebări din partea membrilor sau dacă vreți vrea să interveniți cu anumite completări sau propuneri la proiect. Mulțumesc.
Stimată doamnă președintă, stimați colegi, spun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre cu titlul enunțat de către doamna președintă. Domnul Grigore Repeșiuc a depus la Comisia Electorală Centrală o cerere prealabilă înregistrată sub numărul CEC, cratim 10, alegeri locale noi, bară 1, din 19 octombrie 2024, împotriva hotărârii numărul 10, din 18 octombrie 2024, a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Orășonești-Căușeni, numărul 10, bară 1. Autorul cererii arată că la data de 12 octombrie 2024 a depus la Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Orășonești-Căușeni numărul 10-1 setul de documente pentru a fi înregistrat în calitate de candidat independent la funcția de primar al orașului Căușeni pentru alegerile locale noi din 17 noiembrie 2024. Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10-1 a adoptat hotărârea numărul 10 din 18 octombrie 2024, prin care a respins cererea de înregistrare a domnului Grigore Repeșiuc, invocând faptul că prin decizia Curții Supreme de Justiție din 22 decembrie 2021 acestuia i-a fost aplicată interdicția de a deține o funcție de demnitate publică. Autorul cererii contestă legalitatea hotărârii numărul 10 din 18 octombrie 2024, susținând că această se bazează pe o interpretare greșită a prevederilor legale. Mai precizează că prin actul Autorității Naționale de Integritate a fost sancționat cu decăderea din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv funcția de primar, pentru o perioadă de 3 ani, începând de la data rămânerii definitive a actului de constatare sau de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești, însă la momentul rămânerii actului definitiv el nu deținea nicio funcție de demnitate publică. În susținerea cererii prealabile, autorul invocă prevederile articolului 23 alineat 3 cratimă 5 din legea privind declararea averii și intereselor personale, potrivit cărora subiectul este decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective. În opinia petentului, decăderea din dreptul de a exercita o funcție de demnitate publică sau o funcție publică pentru 3 ani operează de la data eliberării sau destituirii din funcție. Pentru a putea impune interdicția de a candida la o funcție electivă, este necesar ca persoana să fi fost eliberată sau destituită dintr-o astfel de funcție. În absența unei asemenea eliberări sau destituiri, nu se poate aplica interdicția de a candida la o funcție publică sau demnitate publică, conform articolul 23 alineat 6 din legea numărul 133 din 2016. În concluzie celor formulate, domnul Grigore Repeșciuc solicită admiterea cererii prealabile și anularea hotărârii numărul 10 din 18 octombrie 2024 a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10-1. În continuare urmează argumentele Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10-1. La data de 12 octombrie 2024, menționează Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10-1, că domnul Grigore Repeșiuc, candidat independent la funcția de primar al orașului Căușeni, Raionul Căușeni, a depus la Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10-1 cerere de înregistrare în calitate de concurent electoral împreună cu documentele necesare procedurii electorale. La data de 18 octombrie 2024, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10-1 a inițiat procedura de verificare a actelor depuse, urmând să emită o hotărâre în acest sens. Examinând dosarul candidatului independent la funcția de primar, domnul Grigore Repeșiuc, precum și probele atașate, s-a constatat imposibilitatea de a-i acorda dreptul de a participa la alegerile locale noi din data de 17 noiembrie 2024. Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10-1, la adoptarea hotărârii numărul 10 din 18 octombrie 2024, a reținut următoarele probe relevante. Încheierea Curții Supreme de Justiție din 9 februarie 2022, sesizarea depusă la data de 14 octombrie 2024 de către concurentul electoral înaintat de Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei, domnul Vecislav Zmeu, 3. Informația primită de la Comisia Electorală Centrală numărul CEC cratimă 8/6344 din 18 octombrie 2024, precum și informația numărul 04/07/8893 din 16 octombrie 2024, transmisă de Autoritatea Națională de Integritate. Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10-1 a concluzionat că probele invocate în cererea prealabilă depusă de Grigore Repeșiuc către Comisia Electorală Centrală nu au o bază probatorie suficientă. Consiliul consideră că procedura de
Respingerea înregistrării domnului Repeșiuc în calitate de candidat independent la funcția de primar a fost realizată în conformitate cu legea și nu prezintă nicio eroare procedurală. În acest context, Consiliul Electoral al circumscripției electorale Orășănești-Căușeni numărul 10/1 solicită respingerea cererii prealabile depuse de domnul Grigore Repeșiuc în calitate de candidat independent la funcția de primar al orașului Căușeni pentru alegerile locale noi din 17 noiembrie 2024 ca inadmisibilă. În cazul în care Comisia Electorală Centrală va considera cererea ca fiind admisibilă și va dispune examinarea fondului cauzei, solicită respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată. Stimați colegi, este partea descrisă în proiect de către domnul Repeșiuc, precum și poziția Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10/1, dacă la această etapă sunt completări din partea părților. Mulțumim. Colegi, întrebări față de doamna Lefter Simașcu în calitate de raportoare? Nu avem. Întrebări față de domnul Repeșciuc? Nu sunt. Propuneri? Domnul Repeșciuc, dacă aveți ceva de completat la cele enunțate, în principiu sunt constatările din cerere. Da, vă sunt cerere. Eu cred că dreptul meu de a fi candidat este necesar, dar, din păcate, consider că sunt un grup mai mare pentru a prinde funcția de candidat. La momentul când a fost inițiat actul anii, eu nu dețineam funcția de primar de la. Și totodată vreau să spun că în articolul 16 am văzut de electorat fiecare la o hotărâre definitivă. Ceea ce eu consider că la mine definitivă a fost în luna iunie. Deci m-am gândit cu dumneavoastră, de a-mi permite să candidez la funcție de primar al orașului Căușeni. Știind că, totodată, dacă v-a spus, sunt termenile în toate luna 24, eu sunt cel care am participat la 3 cururi. În primul din 2011. De aceea, pot să mă angajez sub termenile. Mulțumim, domnule Repeșciuc. Dacă considerați că ar trebui ceva să fie completat. Mulțumim. Deci, colegi, dacă nu mai sunt alte propuneri, rog, trecem la considerentele comisiei. Examinând cererea prealabilă și materialele anexate, inclusiv punctele de vedere ale participanților, Comisia relevă următoarele aspecte de fapt și de drept esențiale pentru examinarea acesteia. În conformitate cu articolul 95 alineatul 1 din Codul Electoral, în perioada electorală, termenul general de depunere a contestațiilor este de 3 zile, care se calculează începând cu ziua următoare zilei în care a fost adoptată hotărârea. Prin urmare, cu privire la prezentă speță, termenul de examinare a cererii prealabile este respectat. Potrivit articolul 91 alineat 3 din Codul Electoral, legalitatea actelor administrative ale organului electoral emitent, precum și acțiunile în acțiunile acestuia, se contestă direct la organul ierarhic superior. În acest context, Comisia atestă întrunirea condițiilor de admisibilitate a cererii depuse și își declară competența în examinarea acesteia. La data de 12 octombrie 2024, domnul Grigore Repeșiuc, candidat independent la funcția de primar al orașului Căușeni, Raionul Căușeni a depus la Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești-Căușeni numărul 10/1 cererea de înregistrare în calitate de concurent electoral cu următoarele documente anexate. Listele de subscripție numerotate și sistematizate, datele biografice ale candidatului, declarația candidatului privind consimțământul de a candida la alegerile pentru funcția de primar, declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimul an înainte de alegeri, declarația pe proprie răspundere despre lipsa interdicțiilor legale în judecătorești de a candida, copia de pe diploma de studii, precum și copia de pe actul de identitate al candidatului cu fișa de însoțire.
Ulterior, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești Căușeni numărul 10/1, prin hotărârea numărul 10 din 18 octombrie 2024, cu privire la cererea de înregistrare a domnului Grigore Repeșiuc în calitate de candidat independent, a respins cererea de înregistrare. În ceea ce privește temenicia și legalitatea hotărârii contestate, Comisia relevă următoarele. Potrivit articolul 143 alinea 2 din Codul Administrativ, aprecierea legalității sau ilegalității unui act administrativ individual se face în funcție de situația la momentul emiterii lui, iar în cazul desfășurării unei proceduri prealabile, de situația la momentul adoptării deciziei cu privire la cererea prealabilă. În corespundere cu prevederile articolului 93 din Codul Administrativ, care stabilește că sarcina aprobațiunii fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția. Prin derogare de la prevederile alineatului 1, fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale. Reglementări suplimentare sau derogatorii sunt admisibile doar în baza prevederilor legale. Conform actului de constatare, numărul 76/10 din 24 iulie 2019, Autoritatea Națională de Integritate l-a decăzut pe domnul Grigore Repeșiuc din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv funcția de primar, pe o perioadă de 3 ani, de la data rămânerii definitive a actului de constatare, ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești, prin care se confirmă existența conflictului de interese. Potrivit articolul 35, alineat 4, din legea numărul 132, cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, actul de constatare rămâne definitiv la expirarea termenului de contestare menționat la articolul 36, alineat 1, sau dacă este contestat în momentul în care hotărârea judecătorească devine irevocabilă. Respectiv, la data de 14 iulie 2020, judecătoria Chișinău, Sergiu Mușcani, prin hotărârea adoptată la dosarul numărul 3, cratimă 36-33-2019, a respins ca neîntemeiată acțiunea înaintată de Grigore Repeșiuc împotriva Autorității Naționale de Integritate cu privire la anularea actului de constatare numărul 76-10 din 14 iulie 2019. La data de 20 iulie 2021, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău, prin decizia adoptată la dosarul numărul 3A, cratimă 1460-20, a respins apelul declarat de către domnul Grigore Repeșiuc și a menținut hotărârea judecătoriei Chișinău sediu Râșcani din 14 iulie 2020, emisă în cauza de contencios administrativ la acțiunea înaintată de către Grigore Repeșiuc împotriva Autorității Naționale de Integritate, privind anularea actului administrativ individual defavorabil. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție, prin încheierea din 22 decembrie 2021, dosarul numărul 3RA, cratimă 1251-2021, a declarat inadmisibil recursul depus de către Grigore Repeșiuc împotriva deciziei din 20 iulie 2021 a Curții de Apel Chișinău, adoptată în cauza numărul 3A, cratimă 1460-20, încheierea din 22 decembrie 2021 a Curții Supreme de Justiție emisă în dosarul 3RA, cratimă 1251-2021, este irevocabilă. În consecință, în scopul aplicării sancțiunilor prevăzute în actul de constatare, numărul 76/10 din 24 iulie 2019, Autoritatea Națională de Integritate l-a înscris pe domnul Grigore Repeșiuc în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică pe un termen de 3 ani. Prin adresa numărul CEC, cratimă 8/62-39 din 12 octombrie 2024, Comisia Electorală Centrală a solicitat Autorității Naționale de Integritate prezentarea informației exhaustive în privința persoanelor vizate, inclusiv Grigore Repeșiuc, aferente interdicțiilor stabilite de articolul 16, alineat 2, litera D din Codul Electoral. Comisia Electorală Centrală a înregistrat sub numărul CEC, cratimă 7/17-387 din 16 octombrie 2024, notificarea Autorității Naționale de Integritate, conform căreia domnul Grigore Repeșiuc este decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv funcția de primar, pe o perioadă de 3 ani. Interdicția a fost înscrisă în registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică la data de 22 decembrie 2021, în baza încheierii Curții Supreme de Justiție din 22 decembrie 2021 până la 21 decembrie 2024. Subsecvent, articolul 16, alineat 2, litera D din Codul Electoral stipulează că nu pot fi alese persoanele private de dreptul de a ocupa funcții de răspundere
prin hotărâre judecătorească definitivă. Organele electorale sunt informate despre existența interdicției de către Ministerul Justiției, Autoritatea Națională de Integritate și sau de către Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, în legătură cu interdicția ce a fost stabilită, domnul Grigore Repeșiuc, prin actul de constatare numărul 76/10 din 24 iulie 2019 și în temeiul normei enunțate mai sus, domnul Grigore Repeșiuc nu putea fi înregistrat în calitate de candidat la funcția de primar la alegeri locale noi din 17 noiembrie 2024. Comisia Electorală Centrală apreciază critic argumentele contestatarului, conform cărora la data intrării în vigoare actului de constatare numărul 76/10 din 24 iulie 2019, acesta nu deținea nicio funcție publică. În pofida faptului că actul de constatare numărul 76/10 este din 24 iulie 2019, acesta produce efecte juridice din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătoriei Chișinău sediul Rușcani din 14 iulie 2020, adică din 22 decembrie 2021, data emiterii încheierii Curții Supreme de Justiție, corespunzător urmează a fi pusă în executare prin prisma prevederilor legale în vigoare la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a efectuat controlul judecătoresc asupra actului de constatare. Mai mult, eventuale critici aferente interdicțiilor instituite prin activitatea administrativă a Autorității Naționale de Integritate urmau a fi înaintate autorității emitente, nefiind admisibile în procedura electorală. În contextul celor expuse, Comisia Electorală Centrală conchide că hotărârea numărul 10 din 18 octombrie 2024 a Consiliului Electoral Circumscripției Electorale Orășănești numărul 10/1 privire la cererea de înregistrare a domnului Grigore Repeșciuc în calitate de candidat independent este legală și întemeiată, prin urmare o va menține. Subsidiar, Comisia notează că domnul Grigore Repeșciuc a depus la o cerere la Comisia Electorală Centrală înregistrată sub numărul CEC cratimă 7/5847 din 4 august 2023, prin care a comunicat despre faptul că a fost decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice și de indemnitate publică, inclusiv funcția de primar, solicitând informația dacă poate candida pentru funcția de consilier local în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023. Comisia Electorală Centrală, prin scrisoarea numărul CEC, cratimă 8/26/24 din 11 august 2023, a transmis cererea spre examinare după competența Autorității Naționale de Integritate. În acest context, prin scrisoarea numărul 04/10/6775 din 12 septembrie 2023, Autoritatea Națională de Integritate l-a informat pe domnul Grigore Repeșiuc că potrivit punctului 2 din actul de constatare numărul 76/10 din 24 iulie 2019, i s-a impus interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică, inclusiv funcția de primar, pentru o perioadă de 3 ani. Totuși, actul de constatare nu prevede interdicții în ceea ce privește exercitarea funcției de consilier local. Deci, din procedurile administrative vizate supra, inițiate de domnul Grigore Repeșiuc, rezultă cu certitudine faptul că ultimul cunoștea despre actul de constatare emis în privința sa, precum și efectele juridice ale acestuia, însă a depus la Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești Căușei numărul 10/1 cereri de înregistrare și documentele necesare pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral, inclusiv declarația pe proprie răspundere despre lipsa interdicțiilor legale judecătorești de a candida, adică anexa numărul 9 la regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrarea candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 11/03 din 21 iunie 2023. În consecință, cunoscând prevederile articolului 352 indiciu 1 din Codul Penal, privire la falsul în declarații, acesta a semnat și depus la Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășănești Căușeni numărul 10/1 declarația pe proprie răspundere privind lipsa interdicțiilor. Prin urmare, materialele prezente în procedurile administrative urmează a fi trimise Ministerul Afacerilor Interne în vederea calificării corespunzătoare a celor constatate. Stimați colegi, este partea cu considerentele Comisiei Electorale Centrale. Dacă la această etapă sunt întrebări. Mulțumesc. Doamna Lefter, mulțumim. Colegi, întrebări la raportoare? Întrebări la domnul Repeșciuc? Domnule Repeșciuc, am o întrebare. Dumneavoastră cunoașteți că sunteți inclus în acel registru de restricții și informația poate fi verificată pe site-ul ANIM-ului. Nu fac oricine, Dană, vă rog frumos, dar eu sunt lipsit dreptul de a deține funcție publică, deputat publică, dar de a candida eu am o dreptul. Că eu am cerut să candidez,
dar o să obțin un rezultat, un rezultat și obțin accesibil un scripor. Atunci, eu o să fiu un dreptul, mi-am scris un dreptul, sunt remisă actele în Ministerul Facultății, pentru la măsuri. Dar nu la nimeni în cursul dreptul, ca și în Constituție, să se va dea candidat. O să obțin, o să obțin, asta e unul. Dar problema cu candidiezi. Deci e cert să permiți ca să candidiezi. Am știut, știu, eu consider că bine, dacă luăm ca un fapt, în urmă nu au fost trei cururi. Deci și ar putea spune să plăcem că avem patru cururi legate de alegerile locale. Domnul Repeșciuc, doar am avut întrebarea dacă cunoașteți că sunteți în acel registru. Și... Da. Mulțumesc. Eu întrebări nu mai am, colegi, dacă avem întrebări. Nu avem întrebări. Luări de cuvânt? Nu sunt. Domnule Repeșciuc? Eu vă mulțumesc pentru atenție care mi s-a acordat. Clar și un răspuns, nu pot este răspuns. O să contestez mai departe hotărârea dumneavoastră. O să vedem când îi spun în bază de legislație, să îi spun că mulțumim. Colegi, dacă nu mai avem propuneri, nu avem luări de cuvânt, vă rog, domnule Filipov, propuneri. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi, doamna raportor, am o propunere de a completa punctul 14 din hotărâre. La sfârșit să fie adăugat încă o normă suplimentară din legea numărul 133 din 17 iunie 2016 privind declararea vericii intereselor personale. Articolul 23, alineatul 7, prevede intrarea în vigoare, sau chiar așa se numește articolul 23, răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi. Și alineatul 7 prevede că în cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau demnitate publică la data constatării verii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii de la data la care a rămas definitiv actul de contractare sau respectiv a rămas definitivă și revocabilă de actorii judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate a stării de incompatibilitate și ori a conflictului de interese. Deci facem referire doar la la legea 132, dar relevant și speție este și legea 133, articolul 23, alineatul 7. Dacă se acceptă. Stimați colegi, se acceptă de fapt la punctul 4 din partea descriptivă, sunt trimiterile la legea cu privire la legea 133 privind declararea averii și intereselor personale, doar că nu este inclus și alineatul 7. Se acceptă. Da, noi avem la punctul 4 trimiteri la 3, 4, 5 și 6. Completăm și 7. Mulțumim, domnule Filipov. Doamna Refter acceptă, deci nu supunem votului. Trecem la procedura de vot. Nu înainte de a citi dispozitiv, evident. Vă rog. Pentru motivele arătate și în temeiul articolului 18.32, 91, 101 din Codul Electoral și în conformitate cu articolul 10.78 din Codul Administrativ, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Punctul 1. Se respinge cererea prealabilă al domnului Grigore Repeșiuc, înregistrată sub numărul CEC, cratimă 10, alegeri locale noi, bară 1 din 19 octombrie 2024. Punctul 2. Se menține hotărârea numărul 10 din 18 octombrie 2024 a Consiliului Electoral a Circumscripției Electorale Orășănești Căușeni numărul 10, bară 1, privire la cererea de înregistrare a domnului Grigore Repeșiuc în calitate de candidat independent. Punctul 3. Hotărârea se remite spre informare participanților la procedura administrativă. Și punctul 4. Hotărârea numărul 10 din 18 octombrie 2024 a Consiliului Electoral a Circumscripției Electorale Orășănești Căușeni numărul 10, bară 1, poate fi contestată la judecătoria Căușeni, sediu central,
adresa oraș Căușeni, strada Ștefan cel Mare, numărul 86, în termen de 3 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. Raport încheiat, stimați colegi, rog susținerea proiectului. Da. Mulțumim, domnule Fersimașco, colegi. Deci, propuneri la proiect în întregime. Domnule Filipov, vă rog. Mulțumim, doamna președinte. Doamna reporter, totuși așa am propunerea de a completa punctul 14 cu trimitere la articolul care a fost dat citire anterior, pe motiv că punctul 4 la care s-a făcut referire sunt aprecierile sau argumentele autorului cererii. Și în argumentele autorului cererii, dar face referire la articolul legea 133, articolul 23, alineatul 35 și 23, alineatul 6, dar nu și 7. Dar poziția Comisiei Electorale Centrală propun să fie completată, că totuși este o claritate, când anume actul de constatare rămâne definitiv și irrevocabil. De aceea solicit să fie completată, adică propunerea mea să fie completată anume punctul 14 la sfârșit cu trimitere la articolul 23 în alineatul 7 din legea 133. Mulțumesc. Doamna Simașcu. Stimați colegi, așa cum am zis când am dat citire, sau după ce am dat citire aprecierii comisiei, am zis că accept prevederea ce ține de articolul 23 alineat 7 din legea, legea 133 din 2016. Mulțumesc. La considerentele comisiei, evident. Alte propuneri, colegi? Dacă nu sunt alte propuneri, deci supunem votului proiectul prezentat. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Următorul proiect este cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe din partea Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională pentru alegerile locale noi din 17 noiembrie, raportor Pavel Postică. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, prin atriasă înregistrată la comisie în data de 12 octombrie 2024, Partidul Politic Mișcarea Alternativă Națională a solicitat Comisiei Electorale Centrale confirmarea doamnei Emilia Cojocaru în calitate de persoană responsabilă de finanțe pentru perioada campaniei electorale aferente alegerilor locale noi din 17 noiembrie 2024, anexând și actele necesare ce vizează. Potrivit prevederilor articolului 55, cererea privind confirmarea trezorierului poate fi prezentată organului electoral odată cu depunerea setului de documente aferente înregistrării în calitate de concurent sau ulterior după înregistrarea în această calitate. Notăm că prin hotărârea numărul 12 din 18 octombrie 2024, Consiliul Electoral al circunscripției electorale Orășănești-Căușeni a înregistrat candidatul din partea Partidului Politic Mișcarea Alternativă Națională pentru funcția de primar. Pe urmare, în corespundere cu articolul 1 din cod, Partidul Politic Mișcarea Alternativă Națională a obținut statutul de concurent electoral la alegerile locale noi din 17 noiembrie 2024. Examinând documentele, Comisia constată că acestea îndeplinesc condițiile de admisibilitate, fapt pentru care persoana desemnată urmează a fi confirmată în calitate de trezorier. Respectiv, se propune următorul proiect de dispozitiv. Punctul 1. Se confirmă doamna Emilia Cojocaru în calitate de persoană responsabilă de finanțe, trezorier din partea Partidului Politic Mișcarea Alternativă Națională pentru perioada campaniei electorale aferente alegerilor locale noi din 17 noiembrie 2024. 2. Hotărârea se aduce la cunoștință concurentului electoral Partidului Politic, care a solicitat confirmarea trezorierului. 3. Prezenta hotărârii intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestat în decurs de 3 zile fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău, conform adresei teilor numărul 4 municipiul Chișinău. Raport încheiat, rog susținerea proiectului de hotărâre. Întrebări sau propuneri, colegi, la proiectul prezentat de către domnul Postica? Nu sunt. Supunem votului. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată.
Următorul proiect cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe din partea Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pentru alegerile locale noi din 17 noiembrie, același raportor. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Prin cererea înregistrată la comisie în 21 octombrie 2024, Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a solicitat comisiei confirmarea doamnei Ecaterina Iepure în calitate de persoană responsabilă de finanțe pentru perioada campaniei electorale aferente alegerilor locale noi din 17 noiembrie 2024, anexând și actele necesare care o vizează. La fel, trebuie să notăm prin hotărârea numărul 4, fracției 1, din 16 octombrie 2024, Consiliul Electoral, Circunscripții Electorale Sătești, Popești de Jos, numărul 14/22, Raionul Drochea, a înregistrat candidatul din partea Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pentru funcția de primar. Ca urmare, în corespundere cu articolul 1, Cod Electoral, Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a obținut statutul de concurent electoral în cadrul acestui scrutin. Respectiv, examinând documentele prezentate, se constată că acestea îndeplinesc condițiile de admisibilitate, fapt pentru care persoana desemnată urmează a fi confirmată în calitate de trezorier și se propune următorul proiect de dispozitiv. Punct 1. Se confirmă doamna Ecaterina Iepure în calitate de persoană responsabilă de finanțe trezorier din partea Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pentru perioada campaniei electorale aferentă alegerilor locale noi din 17 noiembrie 2024. Hotărârea se aduce la cunoștință concurentului electoral Partidului Politic, care a solicitat confirmarea trezorierului. Și punctul 3, prezenta hotărârii intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău, adresa Taylor, numărul 4, municipiul Chișinău. Raport încheiat, stimați colegi, rog susținerea proiectului de hotărâre. Mulțumim, domnule Păstică. Colegi, dacă avem întrebări sau propuneri la proiect, supunem votului. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Următorul proiect cu privire la confirmarea reprezentantului din partea Partidului Politic Mișcarea Alternativă Națională în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 17 noiembrie, raportoare Rita Lefter Simașcu. Mulțumesc! Stimată doamnă președintă, stimați colegi, spun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre cu titlul enunțat de către doamna președintă. La 12 octombrie 2024, Partidul Politic Mișcarea Alternativa Națională a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind confirmarea domnului Victor Pușteanu în calitate de reprezentant în cadrul Comisiei pentru perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 17 noiembrie 2024. Cererea este însoțită de actul ce atestă deținerea studiilor superioare în științe politice de către domnul Victor Pușteanu și declarația pe proprie răspundere privind incompatibilitățile prevăzute la punctul 11 din regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 1129 din 2023. Prin hotărârea numărul 12 din 18 octombrie 2024, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Orășenești Căușeni numărul 10/1 a înregistrat candidatul la funcția de primar al orașului Căușeni din partea Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională. Ca urmare, în corespundere cu articolul 1 din Cod Electoral, partidul vizat a obținut statutul de concurent electoral la alegerile locale noi din 17 noiembrie 2024. Respectiv, din momentul obținerii statutului de concurent electoral, Comisia aplică termenul de 3 zile pentru examinarea cererii privind confirmarea reprezentantului. Examinând documentele prezentate, Comisia constată că acestea îndeplinesc condițiile de admisibilitate, fapt pentru care persoana desemnată urmează a fi confirmată în calitate de reprezentant în Comisia Electorală Centrală. Așadar, în temeiul articolului 32 și 69 din Codul Electoral și în conformitate cu punctele 4 și 5 din regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 1129 din 2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște.
Punctul 1. Se confirmă domnul Victor Purteanu în calitate de reprezentant al Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 17 noiembrie 2024. Punctul 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău, strada Teilor numărul 4, municipiul Chișinău. Stimați colegi, raport încheiat, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Mulțumim, colegi, întrebări sau propuneri? Nu avem. Am o întrebare către domnul reprezentant desemnat. Dacă funcția pe care o are la moment cade sub incidența obligației de a-și suspenda raporturile de serviciu. Nu cunosc care este. Dumnezeu. Nu care sunt incidența acestei legi și acestor interdicții și totodată aduc aminte că am fost reprezentat în parte din mamă ce... Mulțumesc că am primit răspunsul, domnule Pruteanu. Mulțumesc. Întrebarea era dacă funcția dumneavoastră cade sau nu cade sub incidența acestei restricții. Dacă... Mulțumesc. Colegi, alte întrebări? Nu avem. Supunem votului. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Colegi, am examinat toate chestiunile de pe ordinea de zi. La final de ședință, câteva informații de interes public. Odată ce Comisia Electorală Centrală a stabilit efectuarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru data de 3 noiembrie curent, deci începând de astăzi, așa cum prevede codul electoral, la articolul 148, candidații pot să înceapă să facă agitație electorală, inclusiv să utilizeze cheltuieli, să facă cheltuieli din contul fond electoral. Tot începând cu astăzi, încep a fi recepționate plicurile pentru turul 2 de scrutin, pentru alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență. De fapt, codul electoral prevede că pot fi transmise plicurile odată cu anunțarea rezultatelor preliminare. Dar odată ce avem și această hotărâre, reiterăm că, începând cu ziua de astăzi, pot fi transmise acele plicuri. Și imediat după ședința Comisiei Electorale Centrale, la 17:30, toți cei care sunt interesați, mă refer la mass media, reprezentanții concurențelor electorali, pot asista la procedura de start al tirajului buletinelor de vot. Reiterăm că tirajul este similar celui din turul întâi de scrutin. Deci tiparul se va efectua la tipografia centrală florilor numărul 1. Alte informații, dacă avem colegi? Domnule Postica. Mulțumesc, colegi. Am fost abordați de mai mulți furnizori de servicii media în legătură cu organizarea dezbaterilor electorale pentru turul 2 de scrutin. Câteva precizări importante. Concurenții electorali nu pot dicta furnizorilor de servicii media condițiile în baza la care se desfășoară dezbaterile electorale. Dezbaterile electorale de către furnizorii de servicii media sunt organizate în baza declarației privind politica editorială, care este depusă de fiecare furnizor de servicii media și aprobată de Consiliul Audiovizual. Respectiv, în situația în care furnizorii de servicii media doresc să modifice această declarație și să introducă alte condiții privind desfășurarea, inclusiv a dezbaterilor electorale, urmează să depună o cerere în acest sens la Consiliul Audiovizual, care este în drept să examineze și să o aprobe sau să o respingă în termen de 3 zile în conformitate cu regulamentul privind reflectarea
alegerilor de către furnizorii de servicii medii. În același context, menționez că Comisia Electorală Centrală, exact în același regulament cu privire la reflectarea alegerilor de către furnizorii de servicii media, a prevăzut posibilitatea ca doi sau mai mulți furnizori de servicii media să organizeze și să difuzeze programe audiovizuale cu caracter electoral, dacă acest lucru este indicat în declarația privind politica editorială, aprobată evident de către Consiliul Audiovizual, și sunt organizate în comun de aceste două sau mai multe furnizori de servicii media. Asta sunt regulile stabilite în regulament și rugămintea este către furnizorii de servicii media să se conducă de aceste reguli care sunt prevăzute expres în regulament. În ceea ce privește organizarea dezbaterilor în afara furnizorilor sau fără participarea sau invitarea furnizorilor de servicii media, aici evident concurența electorală își pot stabili propriile reguli și condiții de desfășurare ale acestora. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Postica. Colegi, alte întrebări sau propuneri? Comunicări? Nu avem. Da. Imediat după ședință semnăm procesul verbal privind centralizarea rezultatelor pe țară, referitor la primul tur de scrutin, după care mergem la tipografie și dăm start tiparului buletinilor de vot.